Și pentru seria acestor cuvântări, îl chem aici pe domnul președinte al Asociației Urmașilor celor persecutați de dictatura comunistă, domnul dr. Corneliu Zeană. Domnul doctor provine dintr-o familie de aromâni care are un trecut împovărat de ani grei de temniță, printre care și un mort. Este vorba chiar de tatăl dânsului, care a trecut la cele veșnice în condițiile grele de detenție din închisoarea Aiud. Mulțumesc! Nu mă așteptam să mi se dea cuvântul atât de repede, voi fi foarte scurt. Stimați cinstitori ai amintirii eroilor și martirilor care și-au jertfit viața, libertatea a lor și chiar a familiilor lor pentru niște idealuri care rămân veșnice. Idealul de dreptate, de adevăr, de dragoste de țară, de cinste, de onoare. Aș sublinia faptul că dreptatea este una din marile virtuți. Ea este menționată de două ori atunci când se face slujba de duminică. Fericiți cei persecutați pentru dreptate, fericiți cei însetați pentru dreptate. Toate celelalte, mila, pacea și celelalte, sunt menționate o singură dată. Nu trebuie să repet, știți prea bine, suferințele acestui popor martirizat de tăvălugul bolșevic, cel care a venit peste noi. Dar trebuie să perpetuăm în generațiile care urmează memoria acestor martiri, să nu se stingă. Recent am mai pierdut un mare luptător pe Petre Petre, a cărui oase, cum să spun, fracturate, mărturisesc suferințele prin care a trecut. Pământul acestei țări este stropit, mutat din belșug cu sângele acestor eroi, aror căror oase le regăsim pretutindeni și le descoperim mereu. Marius Oprea, gropi comune sau izolate în care au fost executați pe loc sumar cei care s-au refugiat și au luptat în munți, sau cei care, depinde, ca să dau un singur exemplu și nu mă mai lungi, pe malul lacului Siut, Gol, 12 oameni au fost aliniați de securitate și împușcați pe loc fără nicio judecată. Cei care s-au predat, s-a menționat luptea partizanilor din Dobrogea, s-au predat, au fost judecați, unii condamnați la moarte și executați, alții care aveau pedepse mai mici, simpatizanți, să spunem, care au ajutat 4 ani, 5 ani, urcați în vagoane de tren, duși în direcția Timișoara, coborâți din tren, împușcați cu toții, în ciuda faptului că nu exista nicio sentință care să-i condamne. Nu voi, trebuie să menționăm și martiriul românilor de peste Prut. 1 milion dintre ei au fost trimiși în Siberia și foarte puțin s-au întors. Și acest ținut este în sfârșit, balansează acum cumva între Est și Vest, impregnat încă de acea otravă bolșevică care a pătruns și la noi. Ca să scurtez, suntem pe un loc unde a curs sânge în 21 decembrie 89. S-a petrecut atunci o loviluție, un amestec de lovitură de stat cu o revoluție, o revoltă populară, puternică, răbufnise acest popor. S-a urmărit menținerea, un fel de restaurare specială, au întors vestele comuniste pe dos și au intrat în diferite formațiuni politice intitulându-se democrați. Din păcate, chiar și partide cu îndelungată tradiție anticomunistă și care au plătit prin jertfe numeroase, cum este Partidul Național Țărănesc, a devenit acum, sub Aurelian Babelescu, un fel de floare la butoniera domnului Liviu Dragnea. În replică s-a format un nou Partid Național Țărănesc, Maniu Mihalache, care încearcă să regrupeze și să refacă
tradiția și onoarea să salveze onoarea acestui partid. S-a spus că am fondat și încercăm să facem o structură a urmașilor, persecutaților regimului comunist, pentru că pe lângă aceste comemorări, cum am făcut și pe 5 mai la Câmpurun Muscel, în memoria luptătorilor din munții Muscelului, noi încercăm să perpetuăm în generații această memorie, dar nu numai atât. M-a impresionat să văd aici niște gemeni în roșu, galben și albastru, o minunăție de copii. Trebuie să nu lăsăm să se stingă această flacără pe care, așa cum o vedem aici, trebuie să o transmitem ca pe o ștafetă, o flacără care trebuie să dureze de-a lungul generațiilor, pentru că altele se sting. Ca să închei, la ora actuală putem adopta numai metodele care promovează spiritul democratic și ne aflăm în preajma unor alegeri. Ne liniștește faptul că România nu are niciun parlamentar creștin democrat în Parlamentul European și nici în cel național. Dacă puterea actuală, PSD-ALDE, va impune un număr important de parlamentari în Parlamentul European, va destabiliza această instituție și întreaga construcție europeană. Nu cu mult, dar cu siguranță o va face. Trebuie să ne exprimăm și la referendum și la vot. Poate ultimul de pe listă este un om reprezentativ sau în orice caz votul trebuie să nu lipsim de la această acțiune. Nu trebuie deci să rămânem la contemplare, la comemorare, la acțiuni de amintire, ci trebuie să încercăm să redresăm această țară și în prima linie pe această idee sunt cei care reprezintă, sunt urmași ai celor care au murit, au suferit și de fapt a suferit un întreg popor împărțit în, pe de-o parte în profitorii și asupritorii comuniști și marea majoritate în cei care suportau această teroare. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, domnule doctor.